Vernisajul expoziției de puzzle-uri a avut loc la Muzeul Etnografic Samuel și Eugenia Ioneț din municipiul Rădăuți. Expoziția este dedicată copiilor și a fost organizată cu ocazia zilei de 1 iunie. Muzeul va găzdui expoziția timp de 3 săptămâni, iar intrarea este liberă. Ne bucurăm că astăzi, în preajma, în ajunul zilei de 1 iunie, am avut vernisajul expoziției noastre personale de puzzle-uri. Pasiunea aceasta a început cu peste 10 ani în urmă. De fapt, a pornit de la faptul că ne place foarte mult să petrecem timp împreună, să facem lucruri frumoase împreună și știi ce? Pentru noi, când facem puzzle, e un timp în care stăm de vorbă, mai povestim, suntem relaxați, ascultăm muzică, ascultăm teatru radiofonic și facem mult mai mult decât să facem puzzle. Expoziția aceasta va avea 3 săptămâni, va fi găzduit aici la Muzeul Rădăuț pentru următoarele 3 săptămâni. Intrarea este liberă, ne-am bucurat ca să vină cât mai multe persoane să se relaxeze privindu-le. Plus că au la dispoziție și câteva puzzle-uri cu care să se joace și Bogdan a pregătit și un joculeț pe care puteți să luați ca pe o provocare personală și să vă distrați în familie, cu prietenii, în spațiul acesta foarte generos al Muzeului Rădăuț, căruia îi mulțumim și mai ales mai mulțumim pentru că a avut inițiativa, a vrut să facem lucrul ăsta și bunul Dumnezeu ne-a ajutat chiar să-l facem. Cred că se aude și în spate, vacarmul, sunt veniți elevii aici, se bucură de a vedea exponatele noastre, câteva mici date tehnice, sunt 49 de puzzle-uri și cred că zilele următoare mai ducem și altele. Sunt peste 56.000 de piese, ceea ce înseamnă multă răbdare de-a lungul timpului. Fiecare puzzle are o etichetă cu timpul estimat de facerea lui, 30 de ore, 16, 40, 50, 60 de ore. Sunt câteva mici puzzle-uri cu care să vă delectați aici la locul faptei și joculețul acela. Tot așa cum pentru fiecare puzzle, fiecare piesă trebuie pusă la locul ei, există niște mici cartonașe pe care să le identificați unde anume pe cele 50 de puzzle-uri se găsesc. Vă invităm să veniți timp de cele 3 săptămâni să vă bucurați privirea cu culorile, cu frumusețea peisajelor, cu căței, cu minionii, cu personajele de desene animate. Să veniți bunici, tineri, copii, învățătoare cu toată clasa, profesorii, fiecare să găsească aici câte ceva care să-l încânte. Vă mulțumim anticipat și vă așteptăm. Ne bucurăm că și mâine, 1 iunie, de ziua copilului, este deschis muzeul, intrarea este liberă și vă așteptăm în număr cât mai mare.